Eu și soția mea ne întorceam de la o seară de rugăciune într-o duminică seara, unde participam întotdeauna cu păstorii noștri. Ne-am întors acasă, ca în orice altă seară obișnuită. Ne-am culcat pe la ora 3 dimineața și am fost luat din corpul meu. Nu am știut atunci cum am ajuns în acel loc, până când m-am reîntors în trup, când Domnul mi-a explicat cum. Dar m-am trezit dintr-o dată că mă aflam într-o celulă de închisoare. Era ca orice celulă obișnuită de închisoare, cu pereți de piatră jalnici și respingători și bare de fier la ușă. Nu știam încă unde eram. Tot ce știam era că acolo era extrem, extrem de cald. Era atât de cald acolo încât nu venea să cred că mai sunt încă în viață, în această celulă. Am simțit că ar fi trebuit pur și simplu să mă dezintegrez, datorită căldurii, și totuși eram în viață. În celulă era și lumină, dar doar pentru puțină vreme și cred că lumina aceea era de fapt prezența Domnului Iisus de acolo, pentru că eu să pot vedea priveliștea din jur. Apoi, după circa un minut, totul s-a întunecat. În Isaia capitolul 24 cu versetul 22 se spune: ei vor fi strânși la oaltă și închiși într-o temniță. De asemenea, în Proverbe capitolul 7 cu versetul 27, casa ei este drumul spre locuința morților, drumul care coboară spre locașurile morții. Locaș înseamnă cameră sau celulă, deci o parte din iad are celule de închisoare și camere, iar în alte părți sunt iazuri de foc și locuri imense unde focul arde continuu. Eu mă aflam într-o celulă de închisoare în acel moment. De asemenea, în Iona, capitolul 2, versetul 6, scrie: m-am coborât până la temeliile munților, zăvoarele pământului mă încuiau pe vecie, dar Tu m-ai scos viu din groapă, Doamne Dumnezeul meu. De asemenea, în cartea Iov, capitolul 17, versetul 16, ea se va coborâ cu mine la porțile locuinței morților, adică iad, când vor merge împreună să ne odinim în țărână. Deci tot ce vedeam eu acolo era deja scris în Biblie. Mă aflam deci în această celulă întunecată, unde mai erau alte patru creaturi cu mine. Nu știam atunci că aceste creaturi erau demoni, pentru că eu ajunsesem acolo ca suflet nemântuit. Dumnezeu mi-a șters în minte faptul că eu eram creștin. Nu am înțeles atunci de ce eram acolo, dar la întoarcere El mi-a explicat de ce și pe parcurs am să revin la asta. În celulă erau aceste creaturi uriașe, dar atunci nu mi-am dat seama ce erau. Ele aveau peste 4 metri înălțime. Creatura pe care vreau să vă descriu acum, veți înțelege din ceea ce urmează cum arăta. Este ciudat faptul că și o altă persoană din cele care au văzut iadul văzusese același demon pe care îl vedeam eu acum. Nu am înțeles întâmplător acest demon. Era demonul care mă târâse dincolo de barele iadului. Toți demonii pe care eu i-am văzut acolo aveau solz pe ei. Acesta pe care îl descriu acum era uriaș. Avea solz pe tot corpul și maxilare uriașe cu dinți uriași ieșiți afară și ochi ieșiți din orbite. Celălalt nu arăta ca primul, dar avea pe el ca niște notătoare foarte ascuțite peste tot și mâini lungi și labe disproporționate. La ei totul era deformat, răsucit și fără simetrie. Un braț era mai lung, altul mai scurt. Erau niște creaturi foarte bizare. Arătau oribil și îl buleau neîncetat pe Dumnezeu. Tot timpul îl înjurau pe Dumnezeu și mă întrebam, de ce îl blestemau și îl urau oare pe Dumnezeu așa de mult? Apoi, aceștia și-au întors atenția spre mine și am simțit că aceeași ură pe care o aveau pentru Dumnezeu, aveau și pentru mine. M-am întrebat mirat și uimit, de ce mă urau și pe mine, că eu doar nu le-am făcut nimic? Dar mă urau, cu o ură pe care nu am mai întâlnit-o niciodată pe acest pământ. Era ceva dincolo, cu mult de capacitatea omului de a urâ. Acești demoni mă urau într-un mod absolut și mi-am dat seama în acele momente și am simțit că ei îmi fusese redați ca să mă tortureze. Vor fi lucruri pe care am să vi le spun, dar care nu știu cum să vă explic cum le știam. În iad, simțurile îți sunt mult mai ascuțite decât aici pe pământ. Acolo ești mult mai conștient de orice decât putem noi să fim în corpul acesta fizic. Percepem distanțele, percepem timpul și alte lucruri mult mai bine decât le putem noi percepe aici pe pământ. Unul din lucrurile pe care îl știm era că aceste creaturi mi-au fost date pentru a mă tortura pe veci în locul acesta. Și cum stăteam întins pe jos, mi-am dat seama că nu aveam nicio putere în trup și mă întrebam, de ce oare abia mă mai pot mișca? Ce se întâmplă cu mine? Eu și soția mea ne place să facem multă mișcare, așa că eram conștient de ce înseamnă să nu mai ai putere.
Zăceam acolo neajutorat și la un moment dat, un demon m-a apucat și m-a aruncat de perete, cum ai da cu o sticlă de perete. Atât de ușor părea că sunt pentru el, sau chiar era el atât de puternic, nu știu. M-a aruncat de perete și fiecare os din corpul meu s-a rupt și am simțit cum se rupe. Apoi am început să simt durerea. Stăteam acolo lungit pe jos și ceream milă. Dar aceste creaturi nu au deloc milă. Sunt absolut fără milă. Una din ele m-a apucat de jos, iar cealaltă cu ghearele foarte ascuțite a sfâșiat carnea de pe mine. Pur și simplu a smuls carnea fără să-i pese deloc de acest trup pe care Dumnezeu l-a creat cu atâta grijă și pe care el l-a făcut atât de frumos. Și făceau asta cu o ură imensă față de mine. Mă întrebam atunci, cum de mai sunt încă în viață, după toate aceste chinuri și de ce trec eu prin toate astea? Nu înțelegeam cum de nu murisem încă. Carnea și oasele mele atârnau. Acolo nu era apă sau sânge și doar carnea ce atârna, pentru că doar în sânge este viață, dar în iad nu este viață, în iad nu există nici apă. Deci în Isaia capitolul 14 ne spune că iadul se mișcă până în adâncimea lui ca să te primească la sosire și toți de acolo îți vor spune și tu ai ajuns acum ca noi, pentru că acolo nu mai e absolut nicio putere. În Psalmul 88:4 spune: sunt pus în rândul celor care se coboară în groapă. Sunt ca un om care nu mai are putere. Noi știm însă că diavolul are putere și în Biblie se arată că demonizatul care alerga prin cimitir nu l-au putut lega. Chiar și lanțurile le-au rupt în bucăți, deși acesta era doar un om, dar el avea puteri demonice. Am înțeles de asemenea că acești demoni au o putere de 1000 de ori mai mare decât cea a omului, așa încât chiar dacă aveam puterea mea naturală, eu tot nu-l puteam doborâ. Aici eram la mila lor, dar demonii nu au deloc milă. Ei nu cunosc ce înseamnă mila. Mirosul acestor demoni, ca și mirosul din iad, de astfel, era atât de cumplit încât nici nu vi-l pot descrie. Era un miros de carne arsă, de sulf. Era un miros de demon, cum ar fi o gură de canal deschisă, o putoare de carne stricată, de ouă clocite, de lapte stricat și de tot ceea ce îți poți imagina că miroase îngrozitor, amplificat de 1000 de ori și pus apoi sub nasul tău și să fii obligat să-l inspiri. Era atât de toxic încât acesta te-ar ucide pe loc. Dacă ai fi în acest trup, sigur ai muri. Mă întrebam cum de mai trăiesc și nu am murit de mirosul acela îngrozitor, dar acolo nu mor și trebuie să-l înduri. Apoi, blasfemiile cu care acești demoni îl înjură pe Dumnezeu sunt de asemenea descrise în Ezechiel capitolul 22 cu versetul 26. Eu, Domnul, sunt pângărit în mijlocul lor. Cuvântul lui spune că pângărire înseamnă degradare, limbaj vulgar, obscen și blasfemiator. Chinurile la care eram supus sunt menționate și în Deuteronom, capitolul 32, versetul 22-24. Focul mâniei mele va arde până în străfundul iadului sau locuința morților. Vor fi topiți de foame și devorați de foc și distrugere. Voi trimite asupra lor dinții fiarelor sălbatice și otrava șerpilor. Și într-adevăr, dinții fiarelor de acolo sunt asupra ta. În 2 Samuel, capitolul 22 cu versetul 6 se spune: legăturile iadului mă înconjuraseră. Și în Mica, capitolul 3, versetul 2 se spune despre filistenii care îi urau pe evrei: voi urâți binele și iubiți răul. Le jupuiți carnea și pielea de pe oase. Așa l-a făcut filistenii evreilor aici pe pământ. De unde le-a venit filistenilor această idee? Din locuința morților, bineînțeles. Asta fac demonii în iad. În iad nu există milă sau îndurare. Cât privește mila sau îndurarea din iad, milă nu există decât în rai. Îndurarea vine numai de la Dumnezeu. Diavolul nu știe și nu cunoaște ce este mila și el este categoric împotriva ei. Psalmul 36 cu versetul 5 spune: îndurarea ta, Doamne, ajunge până la ceruri. Și categoric în iad nu există nici milă și nici îndurare. Iar în Psalmul 74 cu 20 spune: locurile întunecoase ale pământului sunt pline de bârlogurile cruzimii. Iadul este într-adevăr un loc plin de cruzime, un loc absolut mizerabil și oribil, unde trebuie să îndur toate aceste chinuri de umilințe fără încetare. Dumnezeu l-a făcut pe om ca formă supremă a creației sale. El ne-a făcut ca cea mai înaltă formă a creației sale, dar acești demoni sunt formă cea mai de jos a creației lui. Noi ca oameni ne luptăm din greu să avansăm în viață. Vrem să devenim mai buni. Studiem și învățăm ca să facem și să devenim ceva în viață. Dar în iad, viața ta nu mai depinde de tine și îți este condusă de demoni, de aceste creaturi fără inteligență, creaturi absolut ignorante care nu știu decât să îl urască pe Dumnezeu și să te tortureze când ajungi pe mâna lor. Atâta știu.
Aici îți conduc viața și tu nu poți să faci nimic în privința aceasta. În Scriptură se vorbește despre asta și despre umilința pe care trebuie să o îndure cei care ajung în iad. La un moment dat, în timp ce eram acolo, mă întrebam, cum acești demoni îmi vor conduce acum viața și eu nu voi putea să-i opresc sau să fac ceva în această privință? În Isaia capitolul 5 cu versetul 14 se spune, de aceea iadul sau locuința morților își deschide gura și își o lărgește peste măsură și cei mari vor fi smeriți. Isaia capitolul 57 cu versetul 9 spune, te vei pleca până în străfundul iadului. Ca să înțelegem, iadul este egal locuința morților. Iar în Ezechiel capitolul 32 cu versetul 24 se spune, vei îndura rușinea în groapă și așa mai departe. Era ceva absolut îngrozitor să știi că aceste creaturi îți conduc acolo viața pentru că acești demoni nu au deloc milă de tine. Stăteam lungit pe jos în celulă și la un moment dat a început să se întunece. Întunericul a devenit absolut și era atât de negru în jur cum nu mai văzusem niciodată. Deși eu am mai umblat prin peșteri și prin minele de fier, dar în iad este așa de întuneric cum nici nu-ți poți imagina aici pe pământ. Am încercat să mă târăsc afară din celula în care eram și am reușit cu greu să ies afară din acel loc cu permisiunea lor. Știam unde era ușa, așa că m-am târât spre ușă ca să ies afară din celulă. M-am uitat într-o direcție și totul era negru. Am auzit atunci urlete și țipete. Erau miliarde și miliarde de oameni care urlau și țipau în acest loc. Am știut că erau miliarde și zgomotul pe care urletele lor îl făceau era înfioritor de mare. Dacă ați auzit vreodată pe cineva urlând de disperare, aveți doar o mică idee din ce era acolo. Era atât de insuportabil să-i auzi urlând și țipând, dar când auzi miliarde de oameni țipând, nu vă puteți imagina cum vă afectează mintea lucrul acesta. Pur și simplu nu pot suporta. Vrei să-ți acoperi urechile să nu-i mai auzi, dar zgomotul este atât de tare și de penetrant încât nu poți evita să nu îi auzi. Frica care te copleșește acolo este de neimaginat, fiindcă acolo toată atmosfera este dominată de frică, pentru că în acest loc nu mai există prezența lui Dumnezeu. Tu trebuie să înduri frica și chinul în întuneric. Nu vezi nimic în jur, din ce vine sau ar putea să vină spre tine sau împotriva ta. Scriptura vorbește și ea de întuneric. În Psalmul 88 cu versetul 6 spune, m-ai aruncat în întuneric și adâncuri. Apocalipsa capitolul 16 cu versetul 10. Împărăția fiarei plină de întuneric, iar în Iuda capitolul 13 negura întunericului pe vecie. În iad este întuneric, pe care îl simți, aproape că îl poți pipăi. Frica de acolo este atât de puternică și de copleșitoare, încât nu vă puteți imagina și ea te cuprinde cu totul, învăluindu-te. Dacă ați văzut vreodată un film de groază în care frica ți iese prin gât într-o secundă, iar tu să iei acest moment amplificat de 1000 de ori și apoi să-l menții acolo. Aceasta este starea permanentă în care ești acolo, o stare de teroare permanentă. Eu mai știam ceva despre ceea ce înseamnă frica. Când eram tânăr, obișnuiam să merg la surfing pe mare, însă mai merg și acum uneori. Odată eram mai mulți tineri în Golful Floridei și ne-am trezit într-o dată înconjurați de rechini. Un rechin tigru de 3 metri a venit înspre mine și mi-a mușcat în două schiuri pe care eram, apucându-mă de picior și trăgându-mă sub apă, de piciorul care era acum în gura acestui rechin uriaș. Pe vremea aceea nu eram creștin, asta se întâmplase înainte ca eu să fiu mântuit. Apoi, dintr-o dată, rechinul mi-a dat drumul. Dar pentru câteva clipe, frica care m-a cuprins în acele momente a fost absolut copleșitoare. Nu știu dacă ați văzut filmul Fălci sau dacă vă mai amintiți de acest film de groază cu rechin. Ceea ce s-a întâmplat în film a fost nimic în comparație cu ceea ce eu am simțit atunci când am trăit experiența. Frica ce m-a cuprins atunci în apă a fost îngrozitoare și tânărului ce era lângă mine, rechinul i-a smuls piciorul cu totul. L-au tras repede pe plajă, era sânge peste tot și el urla și țipa de durere, dar nu mai avea piciorul. Așa că eu știu ce este frica, dar frica aceea a fost nimica toată în comparație cu frica pe care am simțit-o în iad. Frica aceea nu se poate compara cu absolut nimic și cred totuși că frica de care am fost cuprins când piciorul mi era în gura rechinului a fost cea mai teribilă frică pe care o puteam trăi vreodată pe pământ. Acestea sunt câteva din lucrurile pe care trebuie să le înduri în iad. În Isaia capitolul 24 cu versetul 17 spune, groaza, groapa și lațul vin peste tine. Cineva povestea la televizor în urmă cu un an și jumătate, punea că a vizitat o închisoare de aici din America unde a petrecut o noapte.
Spunea că nu-i venea să creadă ce urlete puternice se auzeau acolo în închisoare încât nu puteai să adormi și toată lumea urla cât îi ținea plămânii. A fost șocat de țipetele și de urletele ce se auzeau acolo toată noaptea. Deci, chiar și în închisorile de pe pământ oamenii urlă. Atunci cu cât mai mult vor face asta în iad. În Iov capitolul 18 cu 14 se spune: căile stricate ale omului care îl respinge pe Domnul îl vor duce spre regele terorilor și diavolul este în mod sigur rege al terorii. Acum că eram afară din celulă, am privit într-o direcție și cum mă uitam în acea direcție am văzut flăcări de foc la aproximativ 15 km de mine. Am știut că erau 15 km și acolo era o groapă cu foc lată de circa 5 km. Flăcările luminau până sus, suficient ca să vezi tot tărâmul iadului. Întunericul era atât de dens, încât acestea înghițea orice urmă de lumină, dar era totul suficientă cât să mai vezi până la linia orizontului. Acolo totul este maro, atmosfera este dezolantă. Nici urmă de iarbă, de frunză verde sau de ceva care să sugereze vreo urmă de viață, și numai pietre și mizerii și un cer negru cu mult fum ce se înalță în sus și flăcări de foc uriașe ce se ridică în sus atât cât poți vedea ce este acolo. În Scriptură, în Deuteronom, capitolul 29 cu versetul 23 se spune: întregul ținut este pucioasă, sare și pârjol, unde nu va fi nicio sămânță, nici rod, nici iarbă care să mai crească. În iad nu există nici urmă de viață. Este așa de ciudat să fii într-o lume în care nu există viață, așa cum ne bucurăm noi de ea aici pe pământ. Aici sunt pomi, ea e proaspăt, este viață pretutindeni. Acolo însă nimic din toate acestea, acolo totul e surd și fără viață. Despre căldură am mai vorbit. Căldura din iad este atât de insuportabilă încât nici nu se poate descrie. În Deuteronom capitolul 32 cu 22 se spune: vei fi înghițit și devorat de flăcările mistuitoare. În Iuda 7 vei suferi focul cel veșnic, iar în Psalmii 11 cu 6 va ploua cu cărbuni încinși foc și pucioasă. Asta se întâmplă în iad. Acolo este atât de cald, toate aceste lucruri ar trebui să te omoare, dar acolo nu mori și trebuie să înduri toate aceste chinuri fără încetare. Am vrut să am puțină liniște și să scap de țipetele și urletele de acolo, așa cum ai dorit, de exemplu, să mergi seara acasă după o zi grea de lucru ca să ai puțină liniște interioară. În iad însă, trebuie să înduri țipetele și chinurile de acolo, de care niciodată nu ai cum să scapi, niciodată. În Isaia capitolul 57 cu versetul 21 se spune: cei răi acolo nu au pace, zice Dumnezeul meu. Un alt lucru cumplit în iad este că acolo ești dezbrăcat și gol. Iată încă un lucru pe care trebuie să-l înduri acolo, rușinea. În Biblie se vorbește despre rușine. În Ezechiel capitolul 32 cu 24 spune: rușinea ce o poartă cu ei în groapă. Iov capitolul 26 cu versetul 6: iadul este descoperit în fața lui și distrugerile nu au acoperire. Asta înseamnă că Dumnezeu poate să vadă și în iad. El poate să observe ce este acolo. În iad ești gol. Iată încă o umilință pe care trebuie să o înduri acolo. În iad nu este apă sau umiditate în aerul de acolo. Aerul de acolo este atât de uscat încât devii disperat și chiar după o singură picătură de apă. Cum spune în Scriptură în Luca capitolul 16 cu 23 la 24, despre bogatul care era în iad și care și-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui Avram și a strigat: părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar ca să-și moaie degetul în apă și să-mi răcorească limba, că-și grozav sunt chinuit în locul acesta. Și Avram i-a răspuns: fiule, adu-ți aminte că... Și a continuat apoi să-i vorbească de frații lui, dar bogatul a vrut doar ca Avram să-și moaie degetul în apă ca să primească o picătură de apă. Asta ar fi fost de mare preț acolo pentru el, o singură picătură. Dar acolo nu vei primi niciodată apă, nici măcar o picătură. Este foarte greu să-ți imaginezi cât de uscată ți este gura acolo. Dacă vă puteți imagina un maraton prin deșert, fără să ai apă, fără să trebuiască să stai acolo zile întregi în mediul acela uscat și torid, devii disperat chiar și după o picătură de apă. Biblia spune Zaharia capitolul 9 cu versetul 11: prins și de război din groapă în care nu este apă.
Un alt lucru pe care Scriptura mi l-a descoperit, Luca, capitolul 16 cu versetul 26, este că între Rai și Iad este o prăpastie uriașă. Bogatul din Iad l-a văzut pe Avram, deși el era la mare distanță. În mod normal, cum ar fi putut să-l recunoască el pe Lazar sau pe Avram dacă nu i-a văzut niciodată? Apoi, să-i vadă la o așa depărtare mare, n-ar fi putut să-și dea seama cine erau. Dar în Iad și în lumea spirituală sunt anumite lucruri pe care pur și simplu le știi, le cunoști și le înțelegi atunci pe loc. Apoi, unul din demonii de acolo a pus mâna pe mine și m-a tras înapoi în celulă și a început din nou să mă chinuie. Dar despre asta nu-mi place să vorbesc pentru că nu aș vrea să mai retrăiesc chinul pe care l-am trăit atunci. Aceștia au vrut să-mi zdrobească craniul, unul din demoni m-a apucat și a încercat să-mi zdrobească capul. Atunci am urlat și am implorat milă, dar acolo nu există milă. În acest timp, fiecare din ei m-a apucat de mâini și de picioarele, vrând să smulgă mâinile și picioarele. Mi-am zis atunci că asta nu mai pot îndura, nu mai pot, este prea mult. Atunci, dintr-o dată, ceva m-a apucat brusc și m-a scos afară din celulă. Acum știu că a fost Domnul Iisus, dar atunci nu știam asta. Eu eram acolo ca suflet nemântuit, așa că nu cunoșteam lucrurile acestea. Eu am mers acolo ca și cum nu l-aș fi acceptat niciodată pe Domnul Iisus. Apoi, am fost pus pe lângă focul acela pe care îl văzusem de la distanța aceea de 15 km. Stăteam lângă o groapă cu foc și mă aflam sub o peșteră, o peșteră uriașă cu un tunel ce ducea în sus. De-a lungul acestui grop cu foc, am putut să văd în ea suficient de bine printre flăcări, trupuri și oameni care ardeau acolo și care țipau. Focul de acolo îi ardeau și țipau de acolo după îndurare. Știu că nu mi-am dorit să merg acolo. Durerea pe care o înduram deja era și așa prea mult pentru mine, dar căldura și focul ce le vedeam acolo erau și mai rele. Acei oameni implorau să fie scoși afară din groapă, numai că la marginea și de jur împrejurul ei erau aceste creaturi demonice uriașe și pe măsură ce oamenii se târau și încercau să iasă afară din ea. Aceștia erau împinși înapoi în foc de acești demoni care nu le permiteau să iasă afară. Mă gândeam atunci că locul acesta este atât de oribil, atât de oribil și de înfiorător și acolo toate ți se întâmplă în același timp. Îți este sete, îți este foame și ești extenuat. Și încă ceva, în ea nu poți să dormi. Ai și acolo nevoie de somn așa cum ai și aici nevoie. Trupul tău are nevoie de odihnă. În Apocalipsa capitolul 14 cu 11 se spune și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor și nu au odihnă nici ziua, nici noaptea. Acolo niciodată nu poți să dormi. Vă puteți imagina cum este asta, să nu dormi niciodată. Acum din nou despre apă. În Zaharia capitolul 9 cu versetul 11, prinși de război din groapă în care nu este apă, în iad nu există apă. Am știut că iadul este localizat în centrul pământului. Acolo se află, în centrul pământului. Am înțeles că acesta era la 6.000 de kilometri sub pământ. Noi știm că pământul are un diametru de circa 13.000 de kilometri, așa că jumătatea distanței ar fi cam 6.500 de kilometri. Iar eu am fost în adâncurile la circa 6.000 de kilometri. În Efeseni capitolul 4 cu 9, cu versetul 9, se arată că Iisus a coborât în părțile de jos ale pământului. În Numeri capitolul 16 cu versetul 32 și 33 se spune pământul și-a deschis gura și au înghițit și au coborât de vii în groapă și pământul le-a acoperit de tot. Acolo se află iadul acum. Mai târziu spune Biblia, iadul și moartea vor fi aruncate în iazul de foc, în ceasul întunericului. Dar asta se va întâmpla după ziua judecății. Acum însă iadul și moartea sunt în centrul pământului. Deci să nu confundăm iazul de foc cu locuința morților și iadul, în termeni populari. Mă aflam așadar la marginea acestei gropi uriașe cu foc și am văzut aici pe toți acești demoni aliniați acolo lângă pereți. Aceștia erau de toate mărimile și formele, tot felul de creaturi diforme și urâte ce se pot imagina. Erau deformate și contorsionate, erau mici și mari, erau păianjeni uriași, șobolani, șerpi și vieri oribili. Biblia vorbește în Isaia capitolul 14 cu versetul 11 despre viermii care te vor acoperi acolo. Acolo sunt tot felul de creaturi îngrozitoare peste tot și ele par să fie în lanțuri fixate de pereți. Și mă întrebam, oare de ce sunt toate legate în lanțuri de acești pereți? Nu am înțeles asta,
Dar în Scriptură este un pasaj despre lucrul acesta care spune în Iuda, capitolul 6, că îngerii care nu și-au păstrat vrednicia și și-au părăsit locuința, Domnul i-a păstrat puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pentru judecata zilei cele mari. Deci poate că eu asta am văzut, nu știu, dar asta părea să fie. M-am bucurat că acești demoni erau legați și că ei nu puteau să ajungă la mine, pentru că ei mă urau foarte mult cu toții. Acesta era un alt lucru pe care nu-l înțelegeam, anume că toate aceste creaturi aveau o ură imensă pentru oameni. Așa că am fost bucuros că erau legate în lanțuri de pereți. Am început să urc și să ies din această groapă, din acest tunel, și să las în urmă flăcările acelea mistuitoare. Și totuși a devenit mai întunecat, dar puteam totuși să-i văd pe toți acești demoni care erau acolo legați de-a lungul acestor ziduri. Aceștia aveau o putere imensă și mă gândeam atunci că cine s-ar putea pune cu aceste creaturi? Nimeni nu se putea lupta cu ele. Și frica de care eram acolo cuprins era atât de copleșitoare încât simțeam că pur și simplu nu o mai pot îndura sau tolera. Lucrul cel mai rău în iad, mai rău chiar decât chinurile de acolo și toate celelalte lucruri, era că am înțeles că în primul rând aici pe pământ există viață și oamenii aici, cei mai mulți dintre ei, idee nu au că această lume a iadului chiar există cu adevărat. Ei nici măcar nu știu că acolo există o lume reală, în care sunt miliarde și miliarde de oameni care suferă și care imploră pentru a le se da cel puțin o șansă pentru a ieși afară de acolo. Dar ei nu vor avea niciodată șansa de a ieși de acolo. Și ei sunt furioși pe ei înșiși, pentru că nu au profitat de ocazia de a-L accepta pe Iisus și că erau acum blocați acolo pe vecie. Acesta este lucrul cel mai îngrozitor în legătură cu iadul. Faptul că nu mai există absolut nicio speranță că vei mai ieși vreodată de acolo. Am înțeles asta când eram acolo. Am apucat puțin din eternitate. Înțelegeam acum ce este eternitatea. Pe pământ, noi nu prea putem înțelege lucrul acesta. Dar atunci am înțeles și am știut că voi fi acolo pe vecie, pentru totdeauna și fără vreo speranță de a ieși de acolo vreodată. M-am gândit atunci la soția mea și la faptul că nu voi mai putea fi cu ea niciodată. Întotdeauna i-am spus soției mele că dacă voi ajunge vreodată să fim separați unul de celălalt din cauza unui cutremur sau ceva oribil, te voi căuta până te voi găsi, dacă vom fi separați vreodată. Dar în iad nu mai puteam ajunge la ea și nici nu puteam să o mai văd vreodată. Iar nu ar fi avut cum să știe unde sunt și gândul acesta de a nu o mai putea vedea sau vorbi cu ea vreodată m-a deranjat enorm de mult. La fel și gândul că ea nu știa unde sunt și nu știa nici că eu nu aveam nicio speranță că mai pot ieși vreodată afară. Înțelegeți? Din iad nu mai ieși niciodată. Niciodată. Vedeți? Aici pe pământ există întotdeauna o speranță. Chiar și cei din lagările de concentrare aveau speranță că vor ieși odată de acolo. Sau cel puțin prin moarte. Vor scăpa de acolo odată. Noi aici pe pământ nu am experimentat niciodată o situație din care să nu fie absolut nicio speranță de ieșire. În Isaia, capitolul 38, cu versetul 18, se spune: și cei ce s-au coborât în groapă nu mai pot spera la adevăr și la credincioșia ta. În iad nu mai există speranță. Speranța și adevărul este Iisus și numai El. În timpul acesta urcam prin tunel cuprins de o frică teribilă de demoni și de faptul că sunt pierdut pe veci acolo. Dar apoi dintr-o dată, pur și simplu dintr-o dată, s-a arătat Iisus. Lăudat să fii Tu, Doamne! S-a arătat Iisus și această lumină strălucitoare lumina totul în jurul ei. Atunci am putut să-L văd doar conturul. Era conturul unui om și nu am putut să-i văd fața. Era atât de strălucitoare, dar am putut privi la lumina aceea și am văzut conturul. Am căzut atunci în genunchi și m-am prăbușit. Nu puteam face altceva decât să mă închin lui. Eram atât de recunoscător. Cu doar o secundă înainte eram pierdut pe vecie. Și iată-mă acum, dintr-o dată scăpat din acest loc, pentru că eu îl acceptasem deja pe Iisus înainte să merg în iad, dar oamenii aceia nu mai pot ieși de acolo. Dar pentru că eu eram deja mântuit, am știut și am înțeles atunci că există o cale de ieșire din acest loc decât prin Iisus. El este singura cale care te poate feri să ajungi în acest loc. În Apocalipsa, capitolul 1, cu versetul 16 și 17, când Ioan a văzut cerurile deschise și pe Iisus spunând că fața lui strălucea ca soarele în toată puterea lui, și când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. Asta s-a întâmplat și cu mine când l-am văzut pe el. Eu am căzut la picioarele lui ca și mort.
Acum poate că vă gândiți că într-o astfel de situație ai vrea să-i pui milioane de întrebări, dar atunci când ești acolo, nu poți face altceva decât să-i te închini, să îi slăvești numele cel sfânt și să-i mulțumești de la ce te-a scăpat. Când am reușit să-mi revin suficient cât să pot formula gânduri, m-am gândit și l-am întrebat pe Domnul Iisus. Nu cred că l-am întrebat cu voce și doar în gând. Și el mi-a răspuns în același fel. Doamne, de ce m-ai trimis în locul acesta? De ce m-ai trimis aici? Și el mi-a spus. Pentru că oamenii nu cred că locul acesta există cu adevărat. Apoi a continuat. Chiar și unii din oamenii care îmi slujesc nu cred că locul acesta este real. Am fost șocat de această afirmație. Am crezut că fiecare creștin crede în realitatea iadului, dar nu toți cred cu adevărat într-un iad cu foc veșnic. Atunci l-am întrebat, Doamne, de ce m-ai ales tocmai pe mine? Dar el nu mi-a mai răspuns la această întrebare. Idee nu am de ce m-a ales tocmai pe mine să merg acolo. Mă consider cel mai nepotrivit om să merg într-un astfel de loc. Eu și soția mea urâm chiar și filmele de groază, tot ce este rău. Ba mai mult, mie nu-mi place nici măcar anotimpul verii, cu atât mai puțin căldura și arșița. Acolo totul este dezgustător. Nu există ordine, ci doar haos și dezordine. Iar mie îmi place ca totul să fie ordonat și aranjat. Cum am mai spus, Domnul nu mi-a răspuns de ce m-a ales tocmai pe mine, dar El mi-a spus în schimb, du-te și spune-le că eu urăsc acest loc și că nu este dorința mea ca vreuna din creațiile mele să ajungă acolo, nici măcar una singură. Nu am creat iadul pentru om. Acesta a făcut pentru diavol și îngerii lui. Tu trebuie să mergi și să le spui. Ți-am dat gură, du-te și spune-le. Și mă gândeam atunci. Dar, Doamne, ei nu mă vor crede. Or să creadă că sunt nebun sau că am avut un vis urât. Voi nu ați fi gândit la fel. Și mă gândeam la aceste lucruri. Dar Domnul mi-a zis. Nu este treaba ta să-i condamni. Aceasta este treaba Duhului Sfânt. Tu, doar du-te și spune-le. Și am spus în gând, da, Doamne, în mod sigur trebuie să merg și să le spun. Noi nu trebuie să ne facem griji sau să ne fie teamă de ce vor zice oamenii despre noi. Noi trebuie doar să mergem să le spunem și să îl lăsăm apoi pe Dumnezeu să facă restul. Apoi l-am întrebat, Doamne, de ce mă urăsc demonii așa de mult? De ce mă urăsc creaturile acestea? Și el mi-a răspuns, pentru că tu ești făcut după chipul meu și ei mă urăsc pe mine. Știți că diavolul nu poate să-i facă nimic lui Dumnezeu? El nu poate propriu zis răni pe Dumnezeu, dar el poate în schimb să-i rănească creația. De aceea diavolul urăște pe om, îl înșeală și vrea să-l ducă în iad. Îi cauzează boli, orice numai să rănească creația lui Dumnezeu. În timpul acesta Dumnezeu m-a inundat cu gândul lui. Am fost inundat de tot felul de gânduri. El m-a lăsat să-i ating o parte a inimii ca să simt cât de mult îl iubește el pe om. Era ceva de necrezut, am fost pur și simplu copleșit. Era atât de greu de suportat dragostea pe care el o are pentru om, încât nu poți rezista la ea cât timp ești în acest trup. Noi ne iubim soțiile și copiii, știți cât de mult îi iubim cu toții, dar această dragoste a noastră nu poate fi nici măcar comparată cu dragostea pe care Dumnezeu o are pentru noi. Dragostea lui este infinit, mai mare decât dragostea noastră sau chiar puterea noastră de a iubi. Este așa cum se spune și în Efeseni capitolul 3 cu versetul 19. Să cunoști dragostea lui Hristos întrece orice pricepere sau închipuire. Această dragoste întrece atât de mult puterea noastră de înțelegere încât noi nici nu o putem cuprinde cu mintea. Nu venea să cred cât de mult îl iubește el pe om, atât de mult încât ar fi în stare să moară chiar și pentru o singură persoană, numai ca aceasta să nu ajungă în iad. Și îl doare nespus de mult când vede că una din creațiile sale se duce în acel loc. Pe el îl doare cumplit asta. El plânge când vede că o persoană se duce acolo. Mi-a părut atât de rău pentru Domnul Iisus, i-am simțit inima. El mi-a dat voie să ating o parte a inimii sale. Am simțit și eu atunci imensa lui tristețe când una din creațiile sale se duce în iad. Mi-am zis atunci foarte hotărât că trebuie să merg și să mărturisesc despre asta până la ultima mea suflare și să spun lumii întregi despre Iisus și despre cât este El de bun. Vedeți? Noi avem Evangheliile și asta este vestea cea bună, dar această veste lumea nu o cunoaște. Trebuie să-i se spună și ei, noi trebuie să ne împărtășim unii altora cunoștințele. Oamenii au foarte multă lipsă de cunoștință în această privință și Dumnezeu vrea să ne împărtășim și lor cât este El de bun și cât de mult urăște El acest loc. Apoi Domnul Iisus mi-a spus, spune-le
că voi veni foarte curând. Și am mai repetat încă o dată, spune-le că am să vin foarte, foarte curând. Acum mă gândesc, de ce oare nu l-am întrebat atunci? Ce vrei să zici, Doamne? Ce înseamnă curând la tine? Cred că așa gândim cu toții, nu-i așa? Dar nu l-am întrebat. Atunci nu te gândești să întrebi anumite lucruri. Te gândești doar cum îl venerezi din toată inima ta și îți vine greu, chiar și să crezi că El este acolo lângă tine. Pacea lui Dumnezeu care vine peste tine atunci când ești lângă El nu se poate explica în cuvinte. Am fost și eu la biserică, la servicii de închinare ca și voi toți, dar asta nu se poate nici pe departe compara cu dragostea și pacea pe care o simți atunci când ești în prezența Lui. Când m-am uitat apoi în sus și i-am văzut pe toți acei demoni care erau atât de feroce, acum îi arătau ca niște furnici pe perete. Arătau ca furnicile, deși erau totuși mari, dar prin puterea și prin prezența lui Dumnezeu, alături de tine, toți acei demoni arătau acum ca furnicile. Abia puteam să-mi revin și mă gândeam, Doamne, sunt doar niște furnici. Și El mi-a spus, Tu trebuie doar să le legi puterea și să-i alungi afară numele Meu. Mă gândeam atunci, ce putere mare a Tatăl Bisericii. Toți acești demoni erau fioroși, dar diavolul nu se poate compara cu Domnul Iisus. Ei sunt feroce, dar în prezența lui Iisus ei sunt nimic. Prisesem acum curaj când mă uitam la aceste creaturi și când mi-am dat seama de toate aceste lucruri și de puterea ce mi-a fost dată, mi-am zis, Voi ați fost creaturile care m-ați torturat și care ați vrut să mă rupeți în bucăți? Atunci haideți, veniți acum, acum să vă văd. Cred că trupul sau carne din trupul meu s-au aprins și am prins curaj pentru că am zis atunci, Iisuse, pune mâna pe ei. Ne îndreptam spre suprafață pământului și a trebuit să continuăm să mergem spre suprafață, deoarece eram încă în tunel. Nu mai puteam vedea ce în jur, dar era ceva ca un vânt, un vânt uriaș în mijlocul căruia eram acum și continuam să urcăm pentru a ieși de acolo. Când am ajuns deasupra pământului, aduși de acest vânt uriaș, ne uitam în jos la pământul ce arăta fantastic. Era uimitor să vezi pământul din spațiu și atunci Dumnezeu a permis ca eu să văd lucrul acesta. El putea părăsi tunelul acela prin orice loc ar fi dorit, dar cred că El cunoștea dorința inimii mele din copilărie de a vedea cum arăta pământul văzut din spațiu. Poate că i-am văzut prea mult la televizor, dar mă gândeam ca și copil ce bine ar fi să văd pământul de sus. Dar să-l văd acum cum stătea suspendat de nimic în spațiu era ceva fantastic. Așa după cum spune Biblia în Cartea Iov, capitolul 26 cu versetul 7, El atârnă pământul pe nimic. Și când te uiți la El, te întrebi, oare ce îl susține acolo? Ce îl face să se rotească așa de perfect? Dumnezeu controlează atât de bine totul. Puterea lui Dumnezeu care mă inundase și pe care El o are este uluitoare. El are atât de multă putere, fiecare lucru este sub controlul Său. Un fir de păr nu scade din cap fără ca El să știe. O pasăre nu moare fără ca El să nu știe. Eram inundat de aceste gânduri și dându-mi seama că Dumnezeu are atâta putere, am fost copleșit de acest fapt. În Scriptură vorbește despre asta în Isaia capitolul 40 cu versetul 22 și spune, El șade deasupra cercului pământului. Și iată că noi eram acum chiar deasupra cercului pământului. Mă gândeam atunci că dacă cei dinainte de Cristofor Columb ar fi citit Scriptura, ar fi aflat că pământul este rotund, nu-i așa? Oamenii de atunci au crezut însă că pământul este plat. Acum, pe măsură ce ne apropiam de pământ, am trecut printr-un scut. Am știut atunci că trecem prin scutul protector de căldură ce încojoară pământul. Știam asta pur și simplu și mă gândeam în acele momente. Știu că era o prostie, dar mă gândeam. Cum va putea trece Domnul prin acest scut de căldură? Dar noi am trecut prin el fără probleme sau surprize. Este un pasaj în Scriptură, în Psalmul 47 cu versetul 9, care spune Scuturile pământului sunt ale lui Dumnezeu. El controlează totul, absolut totul. În tot acest timp, nu am mai vrut ca El să plece. Am dorit să mai stau în prezența Lui. Dar noi nu ne îndreptam acum cu mare viteză spre California. Veneam cu o viteză uluitoare și ne mișcam foarte repede. Și la un moment dat am ajuns deasupra casei mele. Știu că puteam să văd prin acoperișul propriei mele case și mă vedeam și pe mine acolo întins pe jos în sufragerie. Lucrul acesta m-a afectat foarte tare, pentru că vedeam propriul meu corp întins pe jos și îmi ziceam, nu pot fi eu acela, eu sunt aici. Nu mă mai văzusem niciodată în două locuri în același timp. Și iată-mă totuși acolo întins pe jos, dar eu ziceam în sinea mea că nu eu eram acela.
În Scripturi, Pavel spune că trupul acesta este doar o casă provizorie. Și totuși, această priveliște mă afectase extraordinar de mult. Corpul acesta este doar o casă provizorie, este nimic, e temporar. Acesta de sus, sunt eu, cel adevărat, și acesta eu va merge în eternitate. Viața aceasta de care ne agățăm și ne tot îngrijorăm atât, nu este decât un abur. Viața nu este decât un abur, spune și în Iacov, capitolul 4, cu versetul 14. Și cât de scurtă este această viață, este foarte scurtă. 100 de ani, dacă am trăit, este nimic. Ei trec ca un abur. Am înțeles atunci că noi, de fapt, trebuie să trăim pentru Dumnezeu. Ceea ce facem noi aici pe pământ contează pentru o veșnicie. Noi trebuie să mărturisim lumii despre El și să-i salvăm pe cei pierduți. Nu ne putem îngrijora de toate lucrurile mărunte ale vieții pământești de care suntem atât de legați și de care ne agățăm așa de mult. Noi chiar trebuie să mergem să predicăm Evanghelia și vestea cea bună tuturor oamenilor care, pentru că viața aceasta se termină așa de repede. Când mi-am văzut trupul întins pe jos, era ca și cum ai ieșit din mașina ta și te-ai uitat înapoi la ea. Ceea ce vezi atunci nu ești tu și este mașina ta care te duce pe unde vrei. Așa mi s-a părut și atunci că trupul acesta mă duce încolo și încoace pe pământ și că el nu este eu cel adevărat. Și mă gândeam, Doamne, te rog nu pleca, vreau să mai stau încă puțin cu tine, dar era plecat. Eram acum deasupra corpului meu și ceva m-a absorbit brusc în el. Era ca și cum aș fi fost aspirat brusc înapoi în corp, prin gură sau prin nas. Imediat după plecarea lui, frica și chinurile din iad mi-au revenit iar în minte. În Biblie se spune că dragostea perfectă alungă frica. În tot acest timp, eu eram în prezența acelei dragoste perfecte, dar apoi acesta a plecat. În momentul în care el a plecat dintr-o dată, toată frica și ororile iadului mi-au revenit iar în minte și nu mai suportam să îndur din nou toate chinurile acestea. Urlam și mă aflam într-o stare de agonie și nu mai puteam retrăi totul încă o dată. Știam că trupul acesta nu era capabil să facă față la atâta frică. Nu ai cum să faci față la această presiune enormă. Corpul nostru nu este suficient de puternic pentru așa ceva. De aceea, am început să mă rog și doar așa am reușit să-mi scot asta din minte. În mod normal, ar trebui să mergi pe la tot felul de consilieri să scap de o astfel de traumă. Dar Dumnezeu m-a scăpat de această traumă instantaneu. Memoria mi-a lăsat-o intactă și am luat în schimb frica și trauma aceea cumplită din mintea mea. Eram atât de recunoscător. După această experiență s-au întâmplat așa de multe lucruri și mi-aș fi dorit să avem mai mult timp pentru mai multe detalii, dar Dumnezeu mi-a confirmat că ceea ce mi s-a întâmplat a fost adevărat. Dacă este cineva acum care nu-L cunoaște încă pe Domnul Iisus, trebuie să-ți pui întrebarea și să zici: îi cred eu pe acești oameni? Aceștia și că ceea ce au văzut ei este real? Da, chiar mai important este ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre iad. Vrei să riști să spui: nu, nu cred că asta este real? Atunci tu trebuie să arunci întreg cuvântul lui Dumnezeu și pe noi toți cei care încercăm să-ți spunem despre aceste lucruri. Ești gata să riști toate acestea pentru întreaga ta eternitate? Asta mi s-ar părea o mare prostie, la care nici nu vreau să mă gândesc. După tot ce ai auzit până acum despre iad, asta mi s-ar părea curată nebunie. Nu lăsa pe diavol să te înșele. Creatura cea uriașă care va râde la sfârșit, aceea va fi diavolul și atunci când vei ajunge în iad, îl va râde pentru că tu ai avut ocazia să le primești pe Domnul Iisus și nu te-ai folosit de ea. Și odată ajuns acolo, nu mai există cale de întoarcere. În mod cert, nu mai există drum de întoarcere și vei fi pierdut acolo pe vecie. Știi, s-ar putea să-ți spui: eu sunt destul de bun, sunt o persoană bună și nu merit să ajung în iad. Și probabil că ești într-adevăr destul de bun în comparație cu cei mai mulți oameni, dar tu nu cu ei trebuie să te compari. Noi trebuie să ne comparăm cu standardele lui Dumnezeu și standardele sale sunt cu mult mai înalte decât sunt ale noastre. El spune în cuvântul său că dacă minți o dată, o singură dată în întreaga ta viață, asta te face mincinos. Dacă ai furat un singur obiect în viața ta, o agrafă sau orice altceva, dacă ai furat o singură dată, aceasta te face hoț. Dacă nu ai iertat pe cineva care ți-a făcut un rău, dacă ai poftit o femeie, oricare din aceste lucruri, dacă le-ai făcut o singură dată doar, fac din tine un păcătos și deci tu nu poți ajunge în rai. Deci vezi, noi toți cădem și nu putem ajunge în rai prin propriile noastre eforturi. În Tit, capitolul 3, cu versetul 5 se spune: nu pentru faptele făcute de noi ne-a salvat El, ci prin îndurarea Lui, așa că depinde cum le compari. Este, să zicem, ca și când ai vedea o turmă de oi albe și frumoase pe fundul verde al unui deal. Te uiți la oile acelea
cât de frumoase sunt, așa de albe, și apoi te duci la culcare și peste noapte ninge. Și când te uiți în dimineața următoare, iar la aceleași oi, ele arată acum posomărâte, spălăcite și cenușii în comparație cu zăpada albă. Noi trebuie deci să ne comparăm cu Dumnezeu, deoarece standardul Său este mult mai înalt decât este al nostru, așa că noi avem nevoie de un Salvator. Noi nu putem ajunge acolo prin propriile noastre eforturi. El spune în Ioan capitolul 14 cu versetul 6, Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. El este singura cale care te poate salva de la iad. Așadar, dacă există cineva care nu-L cunoaște pe Domnul Iisus, dacă există cineva care nu i-a cerut niciodată cu adevărat lui Iisus să fie Domn și Salvator al vieții sale, dacă niciodată nu ai ajuns încă la punctul în care să spui cu gura ta și să-i ceri lui Iisus să vină în viața ta, atunci fă-o acum. Nu lăsa pe diavol, creatura aceea, să râdă de tine. Ridică-te acum și fă lucrul acesta cât mai ai ocazia, pentru că nu știm cât timp ne-a mai rămas de trăit. N-ai cum să știi, s-ar putea să mori chiar mâine și să sfârșești în locul acela teribil. Și dați-mi voie să vă spun că în locul acela și numai căldura de acolo ar fi groaznic de îndurat. Vă mai amintiți de 11 septembrie 2001 și de oamenii care au sărit pe geam în gol din turnurile gemene, ținându-se de mână în timp ce se aruncau. Ce îngrozitor trebuie să fi fost pentru ei. Dacă te afla la mare înălțime și te-ai uita în jos să sari de acolo, s-ar părea de neimaginat pentru oricare dintre noi. Dar ei au trebuit atunci să înfrunte căldura cea teribilă. Ar fi durat poate mai puțin de 5 secunde și ar fi fost încinerați de vii la 2000 de grade. Oamenii de știință de azi spun că în centrul Pământului temperatura este de peste 12.000 de grade și tu ar trebui să înduri asta o veșnicie. Dacă tu ești gata să treci prin așa ceva, ar fi curată nebunie. Acum este momentul să-L accesi pe Iisus. Biblia spune foarte clar că noi toți suntem păcătoși și că oricine va chema numele Domnului va fi salvat. Iisus ne spune în Evanghelia după Matei, capitolul 10, cu versetul 32 și 33. Dacă mă voi mărturisi înaintea oamenilor, te voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu ceresc și al îngerilor din cer. Dar dacă nu mă vei recunoaște înaintea oamenilor, nici eu nu te voi recunoaște înaintea Tatălui. Vreau acum să vă cer să faceți ceva. Dacă nu ați spus niciodată până acum în mod public în fața altor oameni, dacă nu ați declarat niciodată în mod public că Iisus Hristos este Salvatorul meu și L-am făcut Domn al vieții mele, dacă nu sunteți siguri că Raiul este casa voastră eternă, știți că Iisus a atârnat dezbrăcat pe o cruce într-o piață publică. El a atârnat acolo pentru mine și pentru tine și a îndurat rușinea mea și a ta. Dacă vei spune această rugăciune din adâncul inimii tale, Dumnezeu îți va salva sufletul, îți va da ocazia în viitorul apropiat să faci acest lucru cunoscut în public și la alții. Este decizia cea mai importantă în viața oricăruia dintre noi. Și după cum spune în Matei, capitolul 16 cu 26, și ce ar folosi unui om să câștige lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar putea oferi un om în schimbul sufletului său? Roagă-te și spune-i acum lui Iisus cu voce tare, Dumnezeule, eu cred în tine. Tu ești creatorul meu. Sunt un păcătos. Am păcătuit în multe privințe, cu voia mea sau fără voia mea. Știu că sunt pătat de păcat. Iisus, eu cred în tine. Tu ești Fiul etern al lui Dumnezeu. Tu ești Mielul lui Dumnezeu, care a luat asupra lui păcatul acestei lumi și care ia asupra lui și păcatul meu. Eu cred că ai murit pe o cruce, vărsându-ți sângele ți nevinovat, pentru sufletul meu vinovat. Eu cred că ai fost îngropat și că ai înviat a treia zi. Iisus, tu ești veșnic viu. Eu te numesc acum Domnul meu, eu te numesc acum Salvatorul meu. Îți dau acum viața mea. Te voi iubi și te voi sluji pentru tot restul zilelor mele. De acum eu sunt al tău, cu părțile mele bune, cu părțile mele rele, cu părțile mele păcătoase, toate planurile mele, toate visele mele și tot ceea ce am îți dau acum ție. Facă-se voia ta cu mine, cred că acum sunt salvat, nu prin fapte bune și prin credință, prin încrederea ce o am în tine, Domnul meu iubit. În numele lui Iisus mă rog, Tată. Amin. Biblia spune că nu este mai mare bucurie în cer decât întoarcerea unui singur păcătos la pocăință. Ești pregătit să mergi în rai.